ziua, fetelor! Astăzi este luni, mi se pare 11 decembrie, ori 10, ori 11, nu mai știu. Oricum, așa să vedem dacă reușesc să văd așa. Nu, îmi spune numai ora. Ce să vă spun, este ora 9:30, am lăsat-o pe Diana la grădiniță și am decis să încep un nou vlogmas, nu pentru că am cine știe ce să vă arăt, dar pur și simplu pentru că ninge. Afară ninge. Trebuie să vă arăt acum. Am ajuns în centru, cum ar veni, aproape. Uitați cum ninge. Trebuie să mă duc o leacă până la bancă. Ar fi ora să treacă ăștia cu plugurile, să curețe o leacă străzile, că e prea... cam o lasă prea mult. Și nu-i bine. Sper să-mi mă la picioare. Mi-am luat și eu, zic că tenis și să nu știu cum, papucile. Oricum, nu cisme sau cum. Fac și eu pe domnișoară pe aici, tot pe tăcnare. Să vedeți voi dacă nu o să ajung cu roțele pe sus. Să vedeți voi ce mare cochet o să fiu eu. Acum suntem la bancă. Am două persoane în față, sper să nu dureze prea mult. Bun, am ieșit la bancă, a durat cam o oră, vă jur, aveam numai două persoane în față, până la urmă au fost trei, pentru că o babă a vrut să treacă în fața mea, mai are o leacă și-o luat la bătaie, pentru că, sincer să fiu, dacă îmi cer, te las, nu am nicio problemă, nu am grabă să vin. Dar dacă te uiți la mine și sari în fața mea ca să-mi iei locul, nu știu, mă scoate din sărite. Aici tot ninge, străzile sunt varză. Acum să mă duc să cumpăr mai un pic de pâine. Aici la noi că este și în piață, dar sunt două bancuri din astea de piață. Uite, mă duc să iau pâine și pe cea drept acasă mă duc. Bine că am rezolvat la bancă, o să vedem acum. Am ajuns acasă, nu vă speriați de coafura mea, trebuie să mă duc să mă spăl. Vreau să vă arăt numai că am primit deja primele două cadouri pentru fete. Acum trebuie să le ascund pentru că dacă vine Diana și găsește, le desface. Sincer să fiu, am fost curioasă și le-am deschis. Eu știu ce este înăuntru, dar voi o să trebuia să se așteptați până la Crăciun, că o să vedeți cum deschidem cadourile. Bine, mami, ce faci? Oh, așa. Marco, din păcate, trebuie să plece la muncă, să era liber. Și aceasta este vestea proastă, pentru că angajatul care trebuia să ajungă a rămas... Lăsa mă pun așa, mă uitesc mai bine. Locuiește într-un sat aici, dar aproape pe munte, și a rămas blocat din cauza zăpezii. Și așa că trebuie nevoit să... a fost nevoie să ducă el la muncă în locul lui.
Și așa că nu mai este liberă astăzi pentru că muncește. Și a doua veste urâtă, proastă, partea cea mai proastă, e că asta înseamnă că trebuie să mă duc eu să o iau pe Diana la grădiniță și cred că și o să trebuiască să mă duc la picioare, pe jos, pentru că Marco a luat mașina lui mama, pentru că mașina noastră nu are, încă nu am reușit să schimbăm roțile, nu am reușit să punem cauciucurile de iarnă. Și dacă ninge și mai ales chiar dacă aș fi avut mașina cu roțile de iarnă, tot la picioare aș trebui să mă ducă să mă duc pentru că este s-o depozitat zăpada pe stradă și încă nu au trecut ăștia cu plugurile ca să curețe. Nu știu sincer să fiu ce așteaptă. Nu înțeleg. Și mai ales dacă oricum ar trece acum, e deja ora 12, dacă ar trece acum cu plugurile, trece pe strada asta principală, nu trece și prin spate. Și grădinița lui Diana e la două străzi. La două străzi departe de strada principală, cum să spun. Și știu dacă m-ați înțeles. Și așa că o să trebuiască să mă duc eu la picioare, să-mi pun niște cisme în picioare. Nu o să le caut. Și o să mă duc cu căruciorul, pentru că dacă mă duc la picioare, Diana vrea în brațe și eu nu reușesc cu zăpada să o aduc acasă în brațe. De acum e grea, mare și grea. Eu aici, uitați, sunt hainuțe care trebuie să le pun la loc. Cutii, cutioare, cutiușe. Aici mai am o câteva, trebuie să vă le arăt. Astea deja le-am pus la loc, la punct, pentru că trebuie să pun lucrurile lui Ginevra, măsura 0, 1, să le pun și ceva de măsura 1, 3, pentru că nu mai în cap, mai ales body-urile și mi-a trebuit să scot afară lucrurile lui Diana, așa că am profitat și am scos toate cutiile cu toate hainele și am luat toate hainele la rând ca să văd ce am de aruncat, le arunc, este aici o sacoșă, uitați, sunt tomberoane de nastă pentru haine, care vine un fel de asociație și le ia și le duce la oamenii săraci ca să nu le arunc la gunoi, în sens. Și da, nimica. Trebuie să le pun pe astea la loc, măcar că în partea înaltă trebuie să fac patul și tot așa mai departe. În seara asta trebuie să fac și un duș. Trebuie neapărat să o spăl și pe Diana. Cred că o să o facem un duș împreună. Și nimica, trec la treabă că deja cum v-am spus e ora 12, este deja târziu. Să pun un pic la punct aici situația. După ce să mă duc să fac ceva de fac o pastă repede, repede la prânz, încă mi-o și mama. Și după ce mă duc să o iau pe Diana și noi ne vedem mai târziu. Deci este deja 1. Trebuie să mănânc foarte repede și să fug să mă duc să o iau pe Diana. Am un sfert de oră la dispoziție. La prânz am făcut niște gnocchi cu brânză. Nu știu, mi-am plac foarte mult. Se place așa. Foarte mult. Grație. Măcar sosul am terminat. Și văd că aici în față au trecut plugurile, dar sunt sigură că în străzile din spate nu au trecut, așa că trebuie să mă duc la picioare. Iau căruciorul, iau o pătură cu mine ca să o îmbelesc pe aceea. Și nimica. Am luat acum pe Diana de la grădiniță. Cum puteți vedea, ninge. Da, mami. Că ce? Ninge, mama, ninge. La neve. E, acum, poi si scioglie, non devi arrabbiarti, dai. Ti dà mamma l'ombrellino. Lasci ombreluța ei, care a fost făcută cadou, nu știu când, astăvară, cred că. Și de astăvară pe cea nu mai plouat și niciodată nu a folosit-o. Ia să zi mama umbrela. Vedem dacă reușesc cu o mână singură. Hai că pot, hai că pot. Dreptați. Nu pot. Opla. Tieni l'ombrello? Riesci a tenerlo? Te lo tiene mamma? Adesso un po' su ombrelluzza.
Te lo tiene mamma l'ombrello? Ok. Atunci ne vedem acasă, că dacă trebuie să duc și căruțul și trebuie să țin și umbrela, nu reușesc din prima să le fac pe toate. Este deja seara, mi-am rămas aici singurică cu Ginevra. Mai înainte m-am spălat și pick-up. Acum, da, mami, vorbești? Noi am mâncat deja, uitați masă. Trebuie strânsă și ce-a mai rămas de mâncare. Este ceasul, ai târziu, este deja 9:15, Diana e în sufragerie, tata, Marco și mama sunt afară la țigară. Și am rămas cu frumusețea asta mică. După amiază n-am mai filmat nimica pentru că o dormi Diana, o dormi Ginevra. La un moment dat am stat și am lucrat ceva pe calculator, am reușit și să publicez un videoclip. Al 4, voilà. Il 5, brava. 7. Poi il 10. 2. Brava Diana! Brava! Sì, tanto acum mergem sus la culcare. Tabina. Casca. Mergem sus să facem nane? Vrei să faci nane tu că ai făcut papi? Ai făcut papa? Da? Ai palăpticul? Da? Ie spune. Ce ne povestești? Op, ecco. Op. Da? Bine că bunic ta abia ți-a schimbat babețica. Mă divetiți acolo. Ne pregătim să facem nani? Da, am ajuns în pat. Ne-am pus pijamalurile. Și acum să facem nani. Trebuie că nu știu cum să-l țin. E mama frumoasă? Da? Eu auzi că ai ajuns de soarta. Și cu tactul. Soarta și cu tactul. Aia mă tragi de păr. Hai. Bine, spun sora ta și tatăl tău. Da. Au. Mă tragi de păr. Ești de partea lor, a? Ți-e cu ei. Am înțeles eu.